SME, pe tema acoperiților din justiție. Și Corina Matlinski ne vorbește despre cererea explicită a unui membru CSM de a se da lista cu acoperiții din justiție. Corina, bună seara! Bun găsit, Sandra, bun găsit, doamnelor și domnilor, așa este. Astăzi, chiar în ședința de plen de la CSM, Victor Alistar a făcut o propunere și anume ca la un moment dat CSM să discute despre existența acelei liste a magistraților acoperiți. Spunea că ar fi bine să se facă acest lucru, că el nu are informații cum că ar fi sau că nu este adevărat și că există sau nu există magistrații acoperiți, însă pentru a nu plana astfel de suspiciuni asupra sistemului judiciar din România, ar fi bine ca exact membrii CSM, cei care ar fi cel mai în măsură să discute și să lămurească aceste aspecte, să vadă despre ce este vorba. Bineînțeles că au fost discuții contradictorii chiar acolo în ședința de plen, pentru că spunea o judecătoare, Andreea Chiș, că ar fi bine să se facă acest lucru, însă că nu este oportun în acest moment. Un punct de vedere l-a avut chiar și Procurorul General al României, Augustin Lazăr, care le-a pus o întrebare retorică membrilor CSM. Mai trebuie să vă spun cine a vorbit despre acea listă. Este vorba despre un om care are un dosar penal. L-am întrebat la ieșire dacă el crede despre acest lucru că ar fi adevărat. A spus că este doar o legendă folosită de cineva anume pentru a face o anumită imagine despre justiția care nu prea îi convine, justiția din România. Bineînțeles că a rămas totul în aer pentru că nu s-a decis ceva în acest sens. Vom vedea dacă pe viitor membrii CSM vor dori cu adevărat să vadă ce se întâmplă, există sau nu există în justiția din România magistrații acoperiți. Nici prea mult, nici prea frumos, nici prea, nici foarte, foarte.